Dacă se va confirma demiterea lui Zalușni, șeful armatei ucrainene, demonstrează că lucrurile au mers foarte rău pe frontul de apărare, sau dacă vreți, de recucerire a teritoriilor pierdute deschis de Volodimir Zelensky. Nu e deloc o glumă dacă acest război de apărare bate din perspectiva Chievului pasul pe loc, atunci în conjunctura internațională actuală, Ucraina nu va mai primi susținerea necesară nici din partea Uniunii Europene, nici din partea Statelor Unite, pentru că și într-o parte și în alta se pregătesc runde grele de alegeri și Politicienii încep să bată cu pumnul în masă, din diverse direcții, adevărat. Nu-l văd bine pe Volodimir Zelenski, și atenție: că am anunțat nu cu multă vreme în urmă că s-ar putea să fie transformat în statuie pentru a se pune capăt cumva acestui război onorabil și pentru memoria lui Volodimir Zelenski și pentru comportamentul de ploconire, practic, al liderilor occidentali în fața liderului de la Kiev.